vorbim despre Herodot. Da, toată lumea l-are în minte ca pe părintele istoriei, ceea ce fără îndoială e adevărat. Eu l-am în minte ca pe părintele minciunilor. Dar e o abordare foarte limitativă, pentru că Herodot este de toate. Este gânditor, este un povestitor extraordinar. Da, sunt și invenții, într-adevăr, da, povești în mod evident inventate. Este antropolog, geograf. Este o figură absolut fascinantă, e un scriitor extraordinar, e unul dintre marii scriitori ai umanității și de aia e bine să-l citim nu doar ca să de dragul informațiilor istorice, ci pentru a aborda o operă literară majoră, de, efectiv de prim plan. Și aș vrea să încep prin a spune care este problema pe care vrea să o clarifice Herodot. E vorba despre războaiele dintre perși și greci. Este o istorie a acestor războaie. Dar ca să ajungă la războaiele propriu-zise, simte nevoia să povestească grecilor despre Imperiul Persan. De-al minteri, Herodot era originar din Halicarnas, adică din Bodrum. Și cunoaște foarte direct bine Imperiul Persan, despre ce e vorba. Da? Cunoaște Imperiul Persan, sunt și descrieri care arată că a călătorit. În primele patru cărți, așadar, Herodot vorbește despre Imperiul Persan. În prima carte despre fondarea Imperiului de către Cirus, în cartea a doua despre expediția lui Cambize în Egipt. Și asta îi permite să vorbească despre Egipt. Da. Și este extraordinar. Unele informații sunt fiabile, altele sunt niște invenții absolut adorabile. Apoi, în partea a treia, îl vedem pe Darius, cum ajunge Darius în fruntea Imperiului Persan. În cartea a patra ne povestește despre expediția lui Darius la nord de Dunăre, adică în România actuală. Și asta e ocazia pentru el să vorbească despre toate aceste popoare necunoscute, sciți, geți, sarmați, tot felul. Iar de la cartea a cincea încolo intrăm efectiv în povestea războiului dintre perși și greci. Ceea ce mi se pare remarcabil la Herodot este că arată o deschidere și o sensibilitate remarcabile pentru alt popor decât cel grec, pentru perși. Vrea să-i înțeleagă. Sigur, nu, face mult doar pași pe greșiți, vrea să înțeleagă, vrea să înțeleagă Egiptul, vrea să înțeleagă popoarele din sudul Egiptului, da, de pildă, vrea să înțeleagă ce e cu sciții, ce e cu tracii. Da, adică avem de-a face cu o curiozitate antropologică extraordinară și o deschidere față de ceilalți. Cea mai bună modalitate de a învăța pentru Herodot este de a călători. Ceea ce e interesant e că face parte dintr-o mișcare a iluminismului grecesc, miracolului grecesc și a iluminismului grecesc. Când grecii încep să pună din ce în ce mai mult accent pe cunoaștere, pe rigurozitate, pe importanța libertății, apropo, pentru că asta este o temă majoră în felul în care Herodot înțelege relația dintre perși și greci. Pentru că, bineînțeles, grecii luptă pentru libertate. Da, dar e mai complicat de atât. Herodot arată că și grecii au avut tiranii lor. Da. Și avem multe povești despre tirani, da, despre Periandru, despre Policrat, despre o serie întreagă de tirani, Pisistrate și așa mai departe. Deci tirania grecească este foarte prezentă în opera lui Herodot. Adică hai să nu îi acuzăm pe ceilalți că sunt despotici în timp ce noi am fi niște democrații impecabili, că avem și noi povestea noastră cu tirani, dar la un moment dat îi alungă pe tirani atenienii de pildă și e un moment foarte interesant în care corintenii sunt alături de spartani, spartanii vor să intervină în Atena pentru a reintroduce tirania după ce Hippias fusese alungat din Atena. Și corintenii spun nu,
noi am cunoscut tirania, nu mai vrem așa ceva, știm că e cea mai mare porcărie, cea mai mare mizerie. Bun, sigur, este o exagerare, noi am vorbit despre tiranie. Și... dar aici interesează gândirea lui Herodot. Și mai e ceva, nici perșii nu au fost conduși de despoți de la bun început. Cirus este o figură luminoasă și Cirus luptă pentru libertate. Acum, adevărat, descendenții lui numai că, o iau pe ulei. Da, numai și acolo... că în cazul Imperiului Persan avem o alternanță de regi buni și regi proști. După Cirus urmează Cambize, care e nebun, e care dezastru, e complet dus cu Pluta. După Darius urmează Xerxes, care nu e chiar dus cu Pluta complet, dar este clar deviant. Da. Este arogant, nu mai are limită, suferă de hubris, așa cum de hubris suferise și Cambize, dar într-o formă încă mai accentuată. Deci asta ce înseamnă? Că monarhia este un regim foarte... vulnerabil, da? Pentru că după un rege bun poate să vină un rege rău. Totuși, ideologia lui Herodot este una democratică. Da. Și se vede că pune mare accent pe rolul Atenei în lupta contra perșilor. Deși, sigur, Atena n-a fost singurul oraș care a luptat. Deși de la Herodot avem povestea cu Leonida. Da? Da. Toată lumea știe despre Leonida, despre cum a murit la Termopile. Leonida s-a dus cu 300 de spartani și alți luptători, nu cu toți spartani. Spartanii au refuzat să lupte cu întreg oraș atunci, la început. Deci există... nu ajunseseră la fața locului. Da, sigur că există la Herodot o simpatie pentru Atena, de altfel a vizitat Atena, fără îndoială lucrul ăsta e adevărat. În legătură cu formele politice, cu regimurile politice, aș mai menționa un pasaj foarte interesant în care Herodot imaginează o dezbatere despre regimurile politice între aristocrații perși care au pus mâna pe putere, da? Și au răsturnat pe un impostor. Și discută între ei despre meritele regimurilor politice. Darius susține cauza monarhiei și până la urmă câștigă competiția, ceilalți însă susțin și ei, ceilalți doi, pardon, susțin și ei superioritatea regimului democratic și al celui aristocratic. Asta e o dezbatere tipic grecească. Evident că e ca nu cam perete. Sigur, nu s-ar în fi Imperiul putut Persan. Da. Se discute ei despre isonomia, ca așa o numește Herodot. Da, egalitatea în fața legii, nu așa ceva, dacă legea se aplică la fel tuturor. Dar acum să nu avem totuși impresia că perșii erau despotici, cu tot erau tirani. Și Herodot știa treaba asta, întrucât un s-a născut de Alicarnas, știa că de fapt stăpânirea persană putea să fie suficient de îngăduitoare, suficient de laxă, nu erau... Da, numai că dincolo de interesul lui pentru ceilalți, pentru alte culturi, fără îndoială, îi se pare că regimul politic persan duce la grave devieri. Așa cum și tirania grecească, ne arată Herodot, poate să ducă la tot felul de excese, crime, catastrofe. Însă un regim monarhic, cum este cel persan, duce mult mai repede la așa ceva. Da? Este mereu susceptibil să aibă devieri, da? Și, iar Herodot, care este un povestitor extraordinar, relatează tot felul de anecdote picante, da? Foarte amuzante. Păi uite, cine e primul tiran care apare la Herodot? Este Gyges. Da, Gyges, da. Care ajunge rege tiran în urma unei crime, în urma unei răsturnări ordinii cerești. Gyges, care apare și la Platon, da, în, dar în Republica, dar cu totul alt context. Acum, eu aș vrea să insist foarte mult pe talentul extraordinar de povestitor al lui Herodot. Pentru că asta cred că îl poate face mai apropiat de cititorii de astăzi. Este absolut savuros. Da? Avem o sumedenie de anecdote. De pildă cu Solon, care îl vizitează pe
regele Cresus, da, e o anecdotă faimoasă, și îi spune lui Cresus că nu putem ști dacă cineva e fericit până n-a murit, da, și Cresus e foarte supărat, dar până la urmă Cresus însuși pierde tot și își dă seama câtă dreptate a avut Solon și rămâne la curtea lui Cirus ca un fel de consilier. Da, Cresus rămâne consilierul lui Cirus în varianta lui Herodot. După aia avem evident povestea cu Zamolxe, care este... Nu te rog, nu da apă la moară. Nu dau apă la moare, pentru că de fapt Herodot spune acolo foarte clar că el nu crede povestea asta, că e doar ce a auzit, că îi se pare amuzantă povestea. De altfel, ce ne spune Herodot e că Zamolxe este un șmecher care i-a păcălit pe compatrioții lui barbari și în felul ăsta i-a făcut să creadă în nemurirea sufletului. Adică i-a manipulat pentru binele comunității. Da? Este un mare trombonist Zamolxe la Herodot. Da, așa, uite, cum alți tromboniști, că îi plac tromboniștii lui Herodot, da? De pildă, nu știu, hoțul egiptean. Da? Este o poveste fabuloasă cu hoțul egiptean, care e atât de șmecher, atât de hoțoman, încât faraonul îl vrea de ginerică. Da? Spune, da, așa hoț trebuie să-l am ca ginerică și succesor. Ai vorbit despre miturile pe care, mă rog, povești, baliverne uneori pe care le povestește Herodot și despre faptul că spune că el nu crede. Că Herodot descoperă o problemă esențială pentru istorie, și anume problema surselor. Ce fel de surse sunt acceptabile? E clar că a călătorit în anumite locuri, în Egipt. Prea descrie procesul mumificării foarte bine. A vorbit cu cineva care cunoștea. Sau descrie Babilonul. Da. În același timp, tot în Egipt, spune și niște lucruri care nu sunt credibile. Nu mai vorbim de India, că vorbește de furnici mari care sapă după aurie. Bun, așa ceva. Sau de ținuturile din extremul nord, tot așa sunt. Da, pentru că Herodot atunci când nu știe ceva, brodează. Da. Mai merge pe scurtătură. Este însă, tot, pe de altă parte, e foarte fiabil pentru partea propriu-zis istorică. Acolo povestește, bazându-se totuși pe surse serioase, în plus erau evenimente apropiate în timp. Da, exact, pentru că n-aveai alte surse, sau puține alte surse scrise. Herodot este uneori atacat pe nedrept, e comparat defavorabil cu Tucidide. Ori mie mi se pare un pic nedrept. Stupidă. Da, pentru că n-ar fi putut exista Tucidide fără Herodot. Dar este o abordare stupidă de oameni care n-au umor, care iau ca unic criteriu științificitatea. Da, Herodot este în primul rând un scriitor genial și savuros, fascinant. E genul de carte pe care să o iei la plajă, pentru că e plină de povești minunate, adică e o carte recreativă. Războiul Peloponesiac e mult mai dens. Eu nu spun acum că Herodot nu are profunzimile lui, pentru că are o gândire politică, o filozofie a istoriei. Dar asta e interesant, că profunzimea nu depinde mereu de rigurozitate științifică în sensul plicticos. Absolut. Și Herodot e genul de om pe care ai vrea să-l ai la masă la un banchet lângă tine, da? Pentru că e abundă în anecdote, în reflexii strălucite, observații. Este absolut adorabil. Un bun cosmopolit, călător în lumea grecească. Se vede că asta e școala lui de gândire și așa a fost, educat. Și nu-i întâmplător că vine din Asia Mică, tot din zona unde am avut atâția filozofi despre care am tot vorbit. De-al minte, din Halicarnas este o femeie impresionantă despre care vorbește cu admirație. Faimoasa Artemisia din Halicarnas, care luptă în tabăra lui Xerxes și spune Herodot că era cea mai grozavă dintre conducătorii din tabăra lui Xerxes. Da? E o femeie absolut extraordinară. Da, sunt mai multe femei care ies bine la Herodot. Cea care l-a bătut pe Cirus. Da. Tamaris. Tamaris, absolut. Da, care este, îi taie graca de sub picioare atunci când Cirus, deși este grozav, totuși, da, numai că Tamaris este un exemplu de cruzime.
totodată, în timp ce Artemisia este extraordinară. Tamaris e totuși e una dintre figurile cele mai frumoase la Herodot. E o femeie foarte puternică și totodată, evident, e compatriota lui Herodot, adică e și aici o mândrie patriotică, mândrie locală. Da. Remarcabilă perioadă în Grecia antică, da? Istorici, filozofi și, bineînțeles, scriitori. Și cred că trebuie să ne apucăm de treabă, să nu mai amânăm și să vorbim despre mari tragedieni ai Atenei, ai Greciei antice. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.